an, 80 de membri și observatori ai Organizației Internaționale a Francofoniei celebrează Ziua Internațională a Francofoniei. Această sărbătoare franceză își propune să aducă un omagiu limbii și culturii franceze marilor personalități care au ilustrat știința, literatura sau artele. Pentru a marca cum se cuvine Ziua Internațională a Francofoniei, Universitatea Spiru Haret a organizat în sala Victor Giuleanu, de la sediul din Apărătorii Patriei, un concert dedicat acestei manifestări. Ziua de azi e o zi deosebită. O zi deosebită nu numai că reprezintă Ziua Internațională a Francofoniei. E o zi în care avem o eclipsă, nu parțială, în câteva ore celebrăm și echinocțiul de primăvară, dar în același timp este și Ziua Mondială a Fericirii. Și ce fericire mai mare poate să fie pentru noi decât să fim astăzi împreună, nu? Într-un motiv care ne dă, să spunem, ne cheamă la o nouă degustare de artă și muzică. De la o astfel de acțiune dedicată limbii franceze nu putea lipsi literatura francofonă. Responsabile cu acest capitol au fost cadrele didactice haretiste de la Facultatea de Litere. Un pianist jouait encore dans la ville déserte. Il jouait doux et rêveur. Bougeant à peine les doigts d'une touche à l'autre. De la musique avant toute chose. Et pour cela, préfère la terre, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Muzica franceză a fascinat din cele mai vechi timpuri lumea, iar mari muzicieni români nu puteau să nu fie atinși ei de aceste sunete fermecate. Cea mai avizată voce haretistă în domeniul muzicii, conferențiar universitar dr. Georgeta Pinchiriac, a impresionat audiența cu muzica și cunoștințele acumulate până în prezent. Poetica renascentistă a fost și preferată de George Enescu. De aceea am gândit că această zi a artei și a sufletelor nu poate să fie lipsită și de muzica lui George Enescu. Constantin Trașcă, fost absolvent al Facultății de Arte al Universității Spiru Haret, a încheiat un eveniment de gală dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei. Seigneur, seigneur.